La doar 3 ani de la lansarea gamei actuale Tiger 1200, cei de la Triumph s-au întrecut pe sine și au introdus pe piață noua gamă Tiger 1200. Bun găsit, prieteni! De ce ai schimba o întreagă generație de modele care s-au dovedit performante și fiabile? Simplu, ca să le faci și mai bune. Și ca să ne convingă că motocicletele sunt mai bune, Triumph a organizat un eveniment de presă în cadrul căruia am putut testa cele 4 noi modele, totul fiind organizat în Marea Britanie, la Glasgow. La acest eveniment au fost prezentate noile funcții și îmbunătățiri ale modelelor din familia Tiger 1200 pentru 2024, actualizări care includ îmbunătățiri suplimentare ale motorului, confort și ergonomie sporite, gardă la sol îmbunătățită în viraj. Motorul cu 3 cilindri în linie de 1160 de centimetri cubi oferă acum o experiență de pilotaj mai rafinată, cu un control superior la viteză redusă, păstrând în același timp caracterul inconfundabil al Wilbrokenului în T. Cu modificări ale unor importante piese în mișcare, arborele cotit și rotorul alternatorului, făcute pentru a crește inerția motorului, plus unele modificări de calibrare a motorului, echipa de ingineri Triumph a reușit să creeze o livrare mai lină și mai precisă a cuplului la turație scăzută. Rezultatul este un control sporit la viteză mică, o livrare lină și cursivă a puterii la accelerare și decelerare. Triumph a îmbunătățit de asemenea confortul în utilizarea pe tot parcursul zilei al modelelor Tiger 1200 pentru clienții care vor ture pe distanțe lungi. Motorul mai fin și mai rafinat, datorită strategiei revizuite de echilibrare, îmbunătățește confortul prin lipsa vibrațiilor în toate punctele de contact ale pilotului. Probabil cea mai importantă modificare, a se citi îmbunătățire, adusă în noi generații este sistemul de reducere activă a preîncărcării, Active Preload Reduction, prezentat în premieră în august 2023, sistem care oferă pilotului mai multă încredere prin reducerea preîncărcării suspensiei spate. Pe românește, sistemul coboară înălțimea și până la 20 de mm prin simpla apăsarea unui buton timp de o secundă, pe măsură ce motocicleta încetinește până la oprire. Am spus cu până la 20 de milimetri, pentru că sistemul modifică înălțimea șeii în funcție de sarcina pe care o estimează, în mod diferit dacă pilotul este singur sau are sarcină și pasager. Ca o completare la eforturile de a face motocicletele și mai comode, ghidonul și înălțătoarele cu prindere elastică, care s-au dovedit atât de populare la modelele Explorer, au fost de asemenea introduse la GT Pro și Rally Pro, oferind o călătorie mai lină și o vizibilitate sporită a oglinzilor. Șaua pilotului a fost reproiectată cu un profil mai plat, oferind mai mult spațiu pentru pilot, ceea ce va ajuta la reducerea oboselii în timpul călătoriilor mai lungi. Șaua joasă oferită ca accesoriu, care reduce înălțimea cu 20 de mm pentru a oferi cea mai mică înălțime de 830 mm pe GT Pro și 855 de mm pe Rally Pro, a fost de asemenea proiectată pentru a fi semnificativ mai confortabil. În fine, o ultimă modificare care demonstrează grija la detalii a fost introdusă o manetă de ambreiaj mai lungă, oferind spațiu sporit pentru degetele pilotului, adăugând confort suplimentar, în special la călătoriile mai lungi. Aș fi vrut să vă mai spun câteva cuvinte despre transmisia pe cardan, dar este aceeași pe care constructorul a instalat-o pe generația anterioară, care la testul de acum 2 ani din Portugalia mi s-a părut a fi perfectă și nu mi-am schimbat părerea între timp.
Când vine vorba de excursii lungi și de motocicletă de aventură, întotdeauna se pune problema. Ce îmi iau? O motocicletă mai potrivită pentru mersul pe asfalt? Sau una pentru mers în Mongolia? Ei bine, Triumph a încercat să rezolve această dilemă și a prezentat recent noua gamă Triumph Tiger 1200. Dacă mai era nevoie de vreo dovadă că modelele Tiger 1200 sunt performante nu numai pe teren accidentat, ci și la drum lung, multiplul campion mondial de enduro, Ivan Cervantes, a reușit să stabilească un record mondial omologat de Guinness World Records, parcurgând cea mai mare distanță pe o motocicletă în 24 de ore, pilotând un Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Și pentru ca performanțele și modificările aduse noilor modele să fie însoțite de forme atrăgătoare ale motocicletelor, au fost făcute modificări minore ale componentelor caroseriei, toate modelele Tiger 1200 din 2024, păstrând liniile generației anterioare. Noua gamă Tiger 1200 este acum compusă din 4 modele cu culori noi pentru acest an. Tiger 1200 GT Pro și GT Explorer, concepute special pentru stradă, ambele având roata față de 19 inci, sunt acum disponibile în roșu, alb și negru, în timp ce modelele Tiger 1200 Rally Pro și Rally Explorer, perfecte pentru o aventură pe teren accidentat, având roată față de 21 de inci, sunt disponibile în niște culori interesante, dar total atipice pentru motocicletele Triumph. Lansată pentru prima oară în 2021, ultima generație Tiger 1200 a fost concepută pentru a fi cea mai capabilă, agilă și manevrabilă motocicletă de aventură de mare cilindrie din lume și se pare că așa a și fost, de vreme ce vânzările modelelor Tiger 1200 s-au dublat. Și atunci, la ce ne putem aștepta de la modelele noi generații care sunt evident mult îmbunătățite? E o întrebare retorică și toată lumea știe răspunsul. Triumph este pe val și ridică nivelul calității permanent. Mergeți și testați! Mergeți ca să vă convingeți că prezentarea mea este corectă și reflectă realitatea. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!